veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Să luăm din nou scripturile. Familia care o studiem cu voia Domnului este familia părinților lui Samson, Manoah și nevasta sa. În Judecător, capitolul 13 și până la 16, scrie despre această familie. Am intitulat această familie Familia care așteaptă un copil. Și aceasta pentru că în Biblie centrul atenției cade pe acest aspect. Despre Manoah și soția sa se scrie în Biblie cum ei au așteptat nașterea lui Samson. Aspecte până atunci în viața lor nu sunt scrise. Aspecte după aceea foarte vagi. Dar sunt consacrate mai multe versete acestei lucrări de așteptare a unui copil. Viața noastră, ca și familiști, din acest punct de vedere, poate fi împărțită în două. Când este numai soțul și soția și cealaltă perioadă când sunt și copiii. Aceste două etape sunt despărțite de perioada aceasta de așteptare a unui copil. Poate că sunt unele familii în situația opusă, care s-ar putea intitula familii care nu mai așteaptă un copil sau care nu mai doresc un copil și sunt situații pentru ei considerate triste când vin copiii așa ziși nedoriți. Lecția aia nu o să o facem la studiu că n-am nicio familie în postura aia în Biblie. Avem una în situația asta. Haideți să ne uităm puțin așadar la această familie. Scrie aici în 13 cu versetele 2 și 3 despre ei. E un om în Țoreia din familia daniților care se numea Manoah. Nevastă sa era stearpă și nu năștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis, iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Ei au așteptat un copil și în mod natural, câțiva ani la rând. Însă, l-au așteptat apoi și în urma unei făgăduințe. A fost o dublă așteptare, o mai pronunțată așteptare în urma acestui mesaj dat de Îngerul lui Dumnezeu. Să privim mai întâi așadar la Manoah, la acest soț din această familie. Scrie aici că după ce a primit vestea aceasta, probabil și înainte, cum s-a rugat Zaharia pentru un copil și cum este normal să ne rugăm, scrie aici în 13 cu 8, Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune. Deci ca și tată, el s-a pregătit cu rugăciune în primul rând. Doamne, te rog să mai vină odată la noi omului Dumnezeu pe care l-ai trimis ca să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. În rugăciunea sa a cerut să fie învățat de Dumnezeu, el și soția deopotrivă, cum să procedeze, ce să facă, cum să se comporte. Să fie învățați cum să se comporte ca și tătici. Ei au înțeles că acel om al lui Dumnezeu poate să îi sfătuiască în privința aceasta. N-au știut ei, cel puțin Manoah, n-au știut cine este. Rezultă din versetele de mai târziu. Spune versetul următor, Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah și îngerul Domnului a venit iarăși la femeie. O rugăciune ascultată foarte repede. Rezultă aceasta din versetul 10 unde scrie, iată că omul care venise în cealaltă zi la mine, probabil s-a rugat acum seara, s-a mai fi rugat și mâine dimineață sau și peste noapte, el știe, Dumnezeu, și urgent, poate exact în cealaltă zi sau la următoarea zi, a venit din nou acel om al lui Dumnezeu. Nevastă se pare că a înțeles și nu i-a adus niciun amănunt nou îngerul când a venit a doua oară. Dar a vrut și el să fie lămurit și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea sa. Vedeți, în Biblie avem rugăciuni ascultate foarte urgent și la subiect. Și rezultă din scripturi, din contextul lor întreg, că atunci când ne rugăm ceva anume, după voia lui Dumnezeu, ne ascultă. Deci este voia Domnului ca și tați să ne rugăm, Doamne, lămurește-ne. Doamne, fă să avem o înțelegere, să vină un om al lui Dumnezeu, cum îmi spune noi, să vină un predicator, să vină un proroc, să ne vorbește într-un fel anume, prin cuvânt, prin celelalte moduri în care vorbește Dumnezeu, să știm când vom avea un copil sau un alt copil, din cele spuse în Biblie, de exemplu, ați văzut la familia cu mulți copii la Iacov și din cele petrecute printre noi. Nu doar la primul copil trebuie să fie o așteptare a copilului, ci la fiecare dintre copii. Fiecare copil are istoria sa prenatală. Dacă i-ar spune toți părinții la copii, poate n-ar fi bine. De-abia uneori mari, poate ați întâlnit și dumneavoastră câte un caz, merge câte un tânăr și are câte o prorocie.
Când cineva a vrut să-ți ia viața și eu se întreabă, dar când a vrut să mă omoare cineva? Eu nu știu când a fost vreun atentat împotriva mea. Și apoi într-un târziu se destăinuie mama, când erai tu în pântecile meu, atunci am vrut să recur la vreo metodă mai puțin ortodoxă și să te trimit pe altă lume, înainte de vreme. Fiecare copil are istoria sa dinainte de naștere. Și aș vrea să privim puțin cei care suntem familiști, poate unii care mai putem să avem copii. Cum ne comportăm în perioada aceasta? Deci rețineți în primul rând rugăciunea lui Manoah ascultată. Apoi, pe lângă rugăciunea aceasta, la gândul acesta simplu, cum este, Manoah a vrut să aibă o înțelegere clară. Eu zic ce spune aici, de la versetul 11. Manoah s-a sculat, a mers după nevastă, s-a dus la omul acela și i-a zis, tu ai vorbit femeia acesteia? Se întâmplă uneori că au păreri diferite cei doi. Unul a primit un mesaj, așa crede el, că trebuie să mai aibă un copil, celălalt este nedumerit să apeleze la rugăciune. Tu ai vorbit? El a răspuns eu. Manoah a zis, acum dacă se va împlini cuvântul tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil și ce va fi de făcut? Și spune apoi, versul 17, care ți este numele ca să ducem slavă când se va împlini cuvântul tău? Manoah a vrut lămuriri, să-i spună ce să facă și a spus să vedem dacă se împlinește. N-a fost un om nici credul, dar nici respingător. A vrut să aibă o înțelegere clară asupra acestor lucruri. Însă rețineți, îngerul nu i-a mai spus lui Manoah tot ce i-a spus femeii, pentru că astea nu-l priveau pe el. Lui a spus strict ce îl privea pe el, femeii i-a spus strict ce o privea pe ea. Dar a fost corect să aibă o înțelegere asupra faptului că în familia sa se va naște un copil. A ținut neapărat Manoah să se lămurească, să vadă cine i-a spus și de unde vine. Și foarte indicat, ca și la căsătorie, când este cineva care intră în viața ta intimă, să fii încredințat, băi, nevasta asta mi-a dat-o Dumnezeu, și în vederea așteptării unui copil este indicat să fie edificat. Măi, copilul acesta, pe făgăduința cui vine? Cine îl trimite? Ce să facem? Ce-i cu el? Și aceste lucruri a vrut să fie lămurite în mintea sa Manoah. Apoi, ca o răsplată pentru faptul că urmau să fie dăruiți cu un copil, scrie aici în versetul 15, îngăduie-mi, te rog, să-ți pregătesc un ied. Și spune apoi 19, Manoah a luat iedul și darul de mâncare și a adus jertfă Domnului. S-a făcut o minune în timp ce Manoah și nevasta sa priveau. El s-a temut că va muri, însă nu s-a întâmplat așa. E adevărat. La primul copil poate fiecare ar aduce Domnului o jertfă să aibă o revelație din asta specială și încă se mai și spună că și copilul va fi numărul unu în Israel. Nu? Ce tătic n-ar aduce o jertfă? Dar nu uitați că nu toți împărații au fost primul. Știți că Samuel a vrut să ungă pe primul, pe Eliab, a crezut că e împărat. Și a spus, stai că nu e acesta. Și a mai tot numărat până a fost David în acea familie. A avut fiecare locul său și rolul său. Gândiți-vă la Maria și Iosif, de exemplu. Cum a așteptat ei primul copil când a avut un mesaj că e fiul lui Dumnezeu. Dar au venit alții apoi în familia Mariei, cel puțin încă 6. Și au fost și ceilalți, Iacov, apostol, Iuda, unul cel care a scris epistola. Și cred că fiecare din ei la rând a avut valoarea sa deosebită. Și dacă scrie Biblia și în Psalmul 127 că fiii sunt o moștenire de la Domnul, o răsplată, este frumos când primești acest mesaj, când te-ai lămurit că vine de la Dumnezeu și că lui trebuie să-i aduci jertfă pentru faptul acesta, să poți să-i mulțumești lui Dumnezeu. Nu numai să te împaci cu ideea, să poți să răsplătești pe Domnul pentru asta cu ceea ce-ți dă mâna. Știți că atunci când părinții în vechime se duceau cu copilul la templu, trebuia să ducă o jertfă. Este indicat pentru ceea ce Dumnezeu ne dă. Din roadele pământului și din rodul trupului de asemenea, să îi dăruiești lui Dumnezeu înapoi ceea ce poți. Ca o dovadă că ai primit cu bucurie aceasta și ai înțeles că vine din partea lui Dumnezeu. Așa a fost până să se nască Samson. Și poate spuneți dumneavoastră, dar așa este orice părinte, doar își iubește copiii și este normal. Dar uite câte necazuri se fac apoi. Și la Manoah a făcut. Și a fost toate bune, copilul a fost, cum se întâmplă uneori, Duhul lui Dumnezeu peste el încă de mic, cu speranțe deosebite, și când a fost mare la căsătorie, ce l-a apucat pe Samson?
Și aici a fost necazul lui Manoah. Citim în capitolul 14, de la versetul 2. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis: am văzut o femeie la Timna, o femeie din fetele filistenilor. Luați-mi-o acum de nevastă. Cred că dacă vă gândiți la această stare, vă amintiți poate de anumite stări din viața dumneavoastră, cei care aveți copii mari. Când să vină copilul și se spună: vreau să mă căsătoresc cu filisteanca cu tare. Tatăl său și mama sa i-au zis: nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duse-i de la filisteni nevastă, de la cine te-ați împrejur. Și Samson, mai departe, nu s-a lăsat la muriți de părinți: ia-mi-o, căci îmi place. Cât era de puternic, mai știu eu pe ce ton o fi spus asta? Nu știu. Dar a insistat tatăl său și mama sa, până la urmă, spune versetul 10, s-a pogorât la femeia aceea. Și ținând cont de zilele de ospăț, dacă întoarcem pagina, când s-a supărat, zice, era aprins de mânie și s-a suit la casa tatălui său. Posibil să fi plecat puțin mai repede părinții de la ospăț, să nu fi stat cele 7 zile, posibil. N-au mai putut, poate, să suporte întreaga conjunctură de aici din țara filistenilor. Acesta a fost necazurile părinților legate de Samson. Aici fiul lor nu i-a ascultat când a fost mare. Însă au avut și bucurie și împlinire, pentru că, excluzând aceste paranteze din viața lui Samson, Samson a fost judecător în Israel 20 de ani și spune în capitolul 13, de la versetul 24, copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahane Dan, între Țoreia și Eștaol. Ei au putut să vadă și binecuvântarea Domnului în viața copilului lor. Dar pentru ce n-a fost cum trebuie, și-a primit plătuța. Așa se întâmplă uneori cu noi toți. Dumnezeu se bucură de noi, îngerii în cer se bucură cu ocazia nașterii noastre din nou, cu ocazia intrării noastre în familia Domnului. Normal că nu se bucură când facem prostii. Da? Pentru asta ne pedepsește ca atare și în final, poate ca și Samson, ne culege pe toți și tot ne mântuiește. Numai, cum a spus Domnul în Evanghelie, fără mână, fără un picior, fără un ochi, Samson a rămas fără amândoi. Dacă n-a văzut bine, i-au fost luați ca să nu mai vadă, să vadă altfel. Și de-abia atunci s-a pocăit că ochii l-au străcat pe el sau l-au dus în rătăcire cu aceste fete din țara filistenilor. Să primim acum și spre soția lui Manoah. Scrie și în versetul 2 din capitolul 13, nevasta sa era stearpă și nu năștea, o femeie care a așteptat mult timp un copil. A avut două arătări din partea îngerului Domnului, un înger special, unii spun că a fost chiar o teofanie, adică o prezentare a Domnului Iisus în Vechiul Testament, nu știm noi exact asta. Când s-a arătat îngerul, spune versetul 3, iată că tu ești stearpă și n-ai copii, de-ai vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Când o femeie rămâne însărcinată, imediat se vehiculează vorba. Știi că va naște, știi că ești însărcinat. Și când se naște, întrebarea este: și ce are? Și se răspunde simplu: băiat sau fată. Astea sunt date generale, că naște și care e sexul, masculin sau feminin. Dar îngerul nu s-a oprit aici. Dacă am putea obține noi din partea lui Dumnezeu, cum a obținut această femeie, harul acesta, nu doar să ni se spună că vom naște sau nu vom naște, e de la Domnul sau nu e de la Domnul, că e băiat sau fată, asta îți spune, dacă vrei, și de la ecograf, până aici. Dar de aici încolo, ecograful nu mai spune. De aici numai Dumnezeu dacă mai spune. Vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, dar ce-i cu acest fiu care trimite Dumnezeu în lume? Și acum începe cu amănuntele, cu datele speciale despre copil. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Și i-a mai dat și alte detalii, versetul 7. Acum să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele maicii lui până în ziua morții lui. I-au fost date amănunte referitoare la copil. Ce va fi cu copilul? Dacă vă mai amintiți, când am studiat noi părinții lui Ioan Botezătorul, de asemenea am citit acolo, în Luca, că părinții au știut la ce cheamă Dumnezeu pe copilul lor. Simeon, în Luca capitolul 2, din nou a spus despre Domnul Iisus, le-a profețit părinților, copilul acesta este rânduit spre așa și așa. La Avram, din nou Dumnezeu a spus, din Isaac va ieși așa, din Ismael va ieși așa. Este normal, este indicat, ca părinții să primească un plan de la Dumnezeu. Ce va fi cu copiilor? Ca să știe ce au de făcut,
dacă îi cerea nevestei lui Manoah așa, să te abții de la una și de la alta. Și a spus, dar de ce să mă abțin? Acum când trebuie să am mai multe vitamine, că aștept o sarcină eu care n-am fost obișnuită cu așa ceva, nu trebuie să te abții de la asta cu ce scop? Uite ce va fi cu acest copil și el va fi închinat Domnul din pântecele mamei lui. Sunt și alte situații în Biblie. Și chiar medicina dovedește că în copil implementează, se imprimă foarte multe lucruri încă din această perioadă. Și de aceea toate mamele trebuie să țină cont de lucrurile acestea. I-au fost date aici reguli referitoare la alimentație și la sfințire. Adică alimentarea trupului, copilul este în trupul dumneavoastră, dar de asemenea alimentarea sufletului, să nu guste nimic necurat. Acum cât privește regimul alimentar, mă gândesc că ne cam încadrăm noi, care se încadrează. Dar poate mai problemă este cu regimul sufletesc. Se atinge mama de ceva necurat până este însărcinată cu copilul? Câte lucruri nu sunt în lumea aceasta necurate? La nivelul gândirii, la nivelul privirii. Câtă atenție! Dacă tatăl a înțeles și se roagă, o va înțelege pe mamă că ea este în pregătirea unui copil și are de la Dumnezeu o misiune specială potrivit cu ce va fi acel copil? Parte din trăsăturile copiilor, din caracterul lor, este imprimat de la mamă și de la tată. Spunea Domnul Iisus, eu mă sfințesc pentru ei. Aceștia au spus, ce să facem pentru copilul care se va naște? După ce se naște, acum mai suntem puțin timp lejer până se naște. Nu! Încă de acum trebuie făcut în perioada prenatală pentru copilul care se naște. Uneori îi lăsăm și să crească mai bine până ne apucăm de educarea lor. Numai după ce sunt născuți și formați într-un fel, ca în greu mai croim noi altă cărare în mintea lor mai târziu. Aceasta e perioada la care trebuie să fim prima dată sfinți și să ne ferim de tot ce este păcat și de tot ce este necurat și Dumnezeu să ne ajute. Poate spunem noi, dar ai dat numai exemple din astea de Fiul lui Dumnezeu și de Samson, fiii noștri, nu o să mai fie așa ceva. Dar nu o să fie și fiii noștri un judecător, nu o să judece și ei lumea? Dar nu o să fie și fiii noștri identici cu Domnul Iisus? Nu trebuie să fie frați cu El aceiași fii de Dumnezeu? Cât de mult facem noi pentru copii în această perioadă? Să privim acum la cea de-a doua arătare, imediat la câteva zile. Știți, este nevoie uneori de două dovezi în viață. Este foarte indicat ca înainte de naștere să aibă mama și tata dovada aceasta, un mesaj anume special că este de la Dumnezeu. Personal nu cred că Dumnezeu nu îi pregătește pe cei doi dacă stau la îndemâna Domnului. Dacă medicii pentru o operație, în mod normal, te pregătesc. Și Dumnezeu, dacă suntem în legătură cu El, în familia noastră, dacă zi de zi trăim, nu se poate. Într-un vis, printr-un om al lui Dumnezeu anume, să nu-ți vestească Dumnezeu că va interveni un copil, ce va fi cu el, ce avem de făcut. Nu se poate să nu fie așa. Numai dacă nu suntem pe recepție, normal că ne surprinde problema aceasta. Apare îngerul a doua oară. Spune versetul 9, partea a doua, ea ședea într-un ogor și Manoah, bărbatul ei, nu era cu ea. Să nu luați de aici, că femeia trebuie să meargă singur la ogor și bărbatul să nu fie cu ea. Că nu vi se arată îngerul Domnului, numai dacă mergeți și dumneavoastră la ogor. Dar foarte curios, poate, i s-a arătat la ogor. A spus, de ce nu s-a arătat undeva, într-o cameră, în timp ce era în adorare? Fiți liniștiți. Scrie în Matei că din doi de la câmp, unul va fi răpit și unul nu. Ne-ar putea răpi Domnul așa de la câmp? Ce stare avea oricum? N-a fost în adorare. Dar în mod sigur nu se gândea la lucruri slabe și i s-a arătat îngerul să o spună, stai puțin, vino aici, la ce te gândești? Eu cred că era pe recepție, întrucât a putut să vină îngerul la ea. Chiar starea noastră de la servici, de pe drum, din orice situație, poate să fie oprită de răpire sau de vreo intervenție deosebită a lui Dumnezeu. Știm noi în ce moment vrea Dumnezeu să ne vorbească? La ogor, poftim. Dar în orice moment trebuie să fim pregătiți. Acum, nu putem să facem loc sacru din ogor și acolo doar să așteptăm. Trebuie să ne închinăm în duh și în adevăr și El poate să ne se arate oriunde. În primul rând în casa Domnului, în odăiță și oriunde, ca Domnului pământul slăvit să fie în veci. Dar și îngerul are o modalitate foarte curioasă. A stat acolo în ogor până a fugit ea după bărbat. Probabil nu era departe ogorul de casă sau de unde era bărbatul în acel moment. Bărbatul s-a sculat, a mers după nevastă, s-a dus la omul acela și i-a zis, tu ai vorbit femeia acesteia? El a răspuns, eu. Știți că Manoah n-a cerut să-i se arate neapărat lui? Dacă i se arăta lui Manoah, probabil el nu mai mergea după nevastă.
Dar Dumnezeu a știut că dacă îi se arată ei, ea merge după bărbat. Că a vrut să întâlnească pe toți trei. Îngerul Domnului, Manoah și cu nevastă sa. Toți trei pun la cale un copil. Și când toți trei se înțeleg și cad de comun acord, poate să vină. Așa a stabilit Dumnezeu să fie toți trei acolo. Tu ai vorbit, femeie, eu. Acum, dacă se va împlini cuvântul tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil? Și ce va fi de făcut? Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah, femeia să se ferească de tot ce i-am spus. Să nu guste, așa și așa, să păzească tot ce i-am poruncit. Foarte frumos la această femeie, felul în care s-a dus să se întâlnească cu soțul, să-l aducă, în care a știut să medieze, foarte frumos și din partea Domnului și din partea lui Manoah, o înțelegere tripartidă de minune. De asemenea, în relația ei cu bărbatul, este importantă această comunicare. Știți, întoarceți puțin în urmă în Biblie, în numărul 30, de la versetul 6. Când se va mărita, după ce a făcut o juruință, e vorba de femeie, sau după ce s-a legat printr-un cuvânt ieșit de pe buzele ei și bărbatul ei va lua cunoștință de lucrul acesta și nu-i zice nimic în ziua când va afla cunoștință de ele, juruințele ei vor rămânea în picioare și făgăduielile cu care se va fi legat ea vor rămânea în picioare. Când soția vine cu o informație, trebuie imediat sau soțul sfat al familiei. Dacă e și Dumnezeu la sfat, înseamnă că este bine. Dacă el nu zice nimic, spune Biblia aici, făgăduințele rămân în picioare. Și dacă îi zice mai târziu, asta e destul de rău. El ce să mai facă? Ea este vinovată în fața lui Dumnezeu. Iată cum se respectă și aici autoritatea. Ea l-a secundat foarte frumos pe soțul ei. Măcar că putea să spună altfel. Cum trist se întâmplă uneori că îi pun soțiile pe soți în spate. Putea să spună cam așa. Mie mi s-a arătat îngerul prima dată, a doua oară. Și la urmă, dacă tot ți s-a arătat și ție că am venit eu după tine să-ți arăți ție pe Dumnezeu că nu l-ai văzut, poftim după ce ai adus jertfa, acum am mai spus și că murim. Spune aici versetul 21. Îngerul Domnului nu s-a arătat. Atunci Manoah a înțeles că este îngerul Domnului și a zis nevestei sale, vom muri, căci am văzut pe Dumnezeu. Nevastă s-a răspuns, dacă ar fi Domnul să ne omoare, n-ar fi primit din mâinile noastre altele tot și darul de mâncare și nu ne-ar fi toate aceste lucruri. Și nu ne-ar fi făcut să auzim acum asemenea lucruri. A spus, fii pe pace. Ce frumos l-a ajutat. Și a comunicat frumos cu el, uitați-vă și mai târziu când copilul lor era mare, tatăl său și mama sa, versul 14:3, i-au zis, deopotrivă vorbeau, să fie înțelegere în privința copiilor și la naștere și mai târziu, este ceva atât de indicat, acolo poate să lucreze Dumnezeu, dar când se mustră unul pe altul, numai tu ai vrut, asta tu înțelegi așa, eu înțeleg altfel, care este percepția lui Dumnezeu? Să te și înțelegi cu soțul, să ieși ce dai locul, chiar dacă aparent ai fi favorizată și ție ți s-a arătat Dumnezeu prima dată. Haideți să ne uităm acum și la Samson. Se pare că acest singur copil l-a avut sau despre el scrie doar. Mai întâi la greșelile lui Samson. Scrie în capitolul 14 de la versetul 1 că a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor și a spus luați-mi-o că îmi place. Versetul 7 s-a pogorât, i-a vorbit cu femeia aceea și i-a plăcut și fără să țineți cont de sfatul părinților, i-a lămurit, se pare că, sau i-a forțat, sau datoria lor de părinți i-a tras după el și a ajuns să se căsătorească cu o filisteancă. Una din greșelile lui Samson a fost aceasta, nu a ținut cont de Scriptură. Biblia spune, și eu citesc doar un singur verset, Deuteronom capitolul 7, versetele 3 și 4. Să nu te încuscrești cu popoarele acestea. Vestul 4, că și-ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji altor Dumnezei, Domnul s-ar aprinde mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. A fost o poruncă clară, însă Samson n-a ținut cont de această poruncă. El nu s-a încadrat în ce spune Biblia în privește căsătoria. Mai târziu, un alt aspect, 14:11. Cum l-au văzut, au poftit 30 de tovarăși care au stat împreună cu el. Și a început cu ei la ghicitori. A avut prieteni dintre filisteni. Din nou un alt cuvânt interzis de Dumnezeu. Porunca era să-i nimicească pe cananiți sau să n-aibă legături cu ei cel puțin dacă nu pot să-i nimicească. Apoi, în capitolul 16, Samson a plecat la Gaza, acolo a văzut o curvă și a intrat la ea. Cum să nu greșească în privința căsătoriei dacă își permitea să curvească? Cum să n-apuce într-un anturaj greșit cu fetele că avea prieteni dintre filisteni? Pe cine a invitat la nuntă? Au venit izraeliții la nuntă? Nu știu exact, n-au vrut să vină sau n-avea prieteni din Israel. La nuntă veniți filistenii. Unde au făcut nunta? La pocăiți sau la nepocăiți? La nepocăiți au făcut nunta.
judecătorul din Israel, poftim. Greșeala lui s-a încurcat cu cananiții, s-a încurcat cu lumea aceasta. Și greșeala capitală a făcut-o, știți, cu Dalila. Nu s-a trezit și a fost adormit și la propriu și la figurat. Și din clip în clip l-a rătăcit Dalila și l-a tot coborât. Așa se întâmplă cu tinerii. Și așa se întâmplă în general cu păcatul. Nu dintr-o dată te rătăcește. Întâi discuți, îți placi, îți permiți cu o filistiancă, îți permiți un alt păcat. Acesta a fost greșelul lui Samson, un om cu chemare deosebită. Dumnezeu l-a destinat din pântecile mamei lui să facă mari isprăvi. Dar n-a ținut cont de Scriptură, Samson. Și a crezut că totul este foarte simplu. Dacă are Duhul lui Dumnezeu, dacă este puternic, știți ce a spus îngerul la mama lui? Se păzească tot ce i-am poruncit. Părinții au păzit. Da, Samson a mai păzit? N-a mai păzit. Și a greșit că n-a mai păzit. Și a fost în final, știți, dumneavoastră foarte bine, cu ochii scoși. Însă cum se face că a avut totuși zbân Samson? Că aici este o întrebare mai dificilă. Zicem noi, cum da nu-i omul lui Dumnezeu, că uite ce zbân se dau prin el. Este și păcătos în același timp? Da, există o perioadă când încă te folosește Dumnezeu, dar păcatul încet, încet te acaparează. Dar finalul alege. El a făcut aceste isprăvi, pe de o parte datorită chemării sale speciale. Biblia spune că lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile date și de chemarea făcută. Și unii lucrează ca au chemarea să facă. Citim în capitolul 15, versetul 14. Când au ajuns la Lehi, filistenii au început să strige de bucurie înaintea lui, atunci Duhul Domnului a venit peste el, funile pe care avea la braț s-au făcut ca niște fire de in ars în foc și legăturile i-au căzut de la mâini. Asta era chemarea lui, venea Duhul Domnului peste el. Puțin mai târziu, tot în acest capitol, 18 și 19, fiindu-i foarte sete, a strigat către Domnul și a zis, tu ai îngăduit prin mâna robului tău această mare izbăvire, acum să mor de sete, să cadă în mâinile celor neteați în prejur. Dumnezeu a despicat crăpătura stâncii din Lehi, a ieșit apă din ea, Samson a băut, Duhul s-a întremat și s-a înviorat. De aceea s-a numit izvorul acela, izvorul celui ce strigă. Deci pe lângă chemare, Samson a avut o dorință specială să lucreze. Și asta e atât de rău la oamenii aceștia, că au și chemare, au și o dorință de lucrare cum n-au alții, dar se joacă cu păcatul. Au două lucruri bune, dar cel rău îl mănâncă pe acestea. Uitați-vă și în temniță fiind. 16 cu 28. Atunci Samson a strigat către Domnul. Și a zis, Doamne, Dumnezeu le-a dus aminte de mine, te rog, Dumnezeu le dăm putere numai de data aceasta cu o singură lovitură să mă răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei. Și Samson a îmbrățișat amândoi stâlpii. De la mijloc pe care se sprijinea casa, s-a rezemat de ei, unul la dreapta, altul la stânga, și Samson a zis să mor împreună cu filistenii. Pe lângă chemare, o dorință profundă, numai să se lupte. De aceea au fost atâtea izbânzi. Amintiți-vă, vă rog, cazul lui Saul. Saul a făcut greșeli de prima dată, de la prima ieșire în public. L-a lepădat Dumnezeu imediat? Nu. N-a mai bătut pe filisteni de atunci? I-a bătut de câteva ori. Dar el era în declin. Să nu confundăm izbânzile cuiva datorită faptului că este în slujbă, dorința lui pentru lucrare cu starea lui de neprihănire. Starea de neprihănire îți va spune cuvântul în final. Și finalul va dovedi dacă cineva a și rămas credincios sau numai a fost chemat să facă ceva, a avut dorință, dar n-a rămas credincios Domnului. Și el în final a sfârșit prin a fi lepădat. Este aici un aspect în dreptul lui Samson, 14:4, poate ceva mai greu de înțeles. Tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul. Se invocă uneori faptul că Domnul îi îngăduie la câte unul, că vine de la Domnul, mai este și câte o prorocie poate. Că Samson căuta prilej de ceartă din partea filistenilor. Venea de la Domnul să se căsătorească o filisteancă? Nu cred. Știți totuși cum venea de la Domnul? Samson vrea asta neapărat. Și totuși Dumnezeu te lasă. Exact cazul lui Balaam. A venit de la Domnul să meargă Balaam? Spuse să nu te duci. Dar Doamne, nu m-am mai stat să văd și la noapte. Cred că a avut Samson câteva nopți de astea nedormite. Ia să vedem, nu cumva totuși mă lasă Domnul la filisteni. Și a spus Dumnezeu doar la Balaam, poftim, du-te. Dar vezi ce face. Și s-a mai întors Balaam înapoi? Nu s-a mai întors. S-a mai întors Samson înapoi? Cum venea de la Domnul să moară Samson? Dar nu putea da Dumnezeu porunci contra Scripturilor. De aceea să nu ne lăsăm prinși de visuri sau de prorocii sau de ce ni se pare nouă că vine de la Domnul contra Scripturii. Nici vorbă nu vine de la Domnul. Nu se poate Dumnezeu să vorbească în două feluri. Cum își calcă Dumnezeu cuvântul? Dumnezeu este imuabil, nu se schimbă. Nu venea de la Domnul să ia o filisteancă. Adică venea de la Domnul a să intre la o curvă, mâine să intre Samson la alta, asta venea de la Domnul să fie un curvar printre filisteni? Dacă a venit de la Domnul, de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat în final? A dus Domnul în ispită, înseamnă că nu s-a rugat să nu-l ducă în ispită eventual. Dar n-a putut să vină asta de la Domnul. Numai că el era pornit în așa ceva. Greșelul lui Samson
L-au terminat pe el, măcar că până una altă a avut niște izbânzi deosebite. Și a fost, spune Biblia aici, 16:31, el fusese judecător în Israel 20 de ani. Și chiar copiii sunt încântați de aceste povestiri deosebite cu Samson, cum a legat el vulpile, cum a mutat el porțile, în mod special băieții, parcă sunt prinși de duhul acesta și ar vrea să fie, dacă nu avem un erou așa legendar cum sunt alții din filme pe care nu-i pomenim aici, să fie măcar așa ca Samson viteș. Ne gândim acum, ce putea să facă Samson dacă rămânea la chemarea inițială? Să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor, așa? Ce a izbăvit? A omorât câțiva, la moarte și încă câțiva în timpul vieții sale, în 20 de ani. Niște izbânzi așa sporadice, din când în când făcea câte o bravură din asta. El a fost chemat să fie Duhul Domnului peste el din clipa nașterii până în clipa morții. Dar cum a fost Duhul peste Samson? Când venea, când pleca, ca și aici în capitolul 14. S-a pogorât împreună cu tatăl său și cu mama sa. Când a ajuns la viile din tine, iată că a ieșit înainte un leu tânăr mugind. Băi, de-l mânca leu ăsta, nu mai făcea Samson gafele care le-a făcut. Dar a strigat către Domnul, Duhul Domnului a venit peste Samson, fără să aibă ceva în mână. Samson a sfâșiat un leu, pe leu cum se sfâșie un iet. Asta a fost viața lui Samson. Când cu gândul la fete și în țara filistenilor, când venea Duhul Domnului peste el, vroia să facă ceva, dar așa cum știa el. Ei, lucrul lui Dumnezeu trebuie să-l facem după metodele lui Dumnezeu. Și de aceea am și intitulat-o Familia care așteaptă un copil, căci această perioadă este relevantă din viața lor. Aceasta e frumoasă. Mai târziu nu-i frumoasă această familie. Nu, nu-i de urmat. Nu e o pildă vrednică de urmat. Dar la început este o pildă vrednică de urmat. Prin felul în care au așteptat copilul, prin felul în care au fost informați, prin felul în care au vrut să fie învățați cum să facă, prin înțelegerea între Dumnezeu, soț și soție, referitor la copil, prin acea creștere a copilului, acea copilărie și tinerețe, Duhul Domnului a peste el și îl călăuzea. Sunt copii deosebiți și vrea Dumnezeu să lucreze cu unii chiar din copilărie, nu să aștepte până la maturitate. Pentru că unii numai în copilărie fac treabă bună, la maturitate nu mai fac, că nu mai țin cont de Scriptură. Ce i-a spus îngerul aici femeii să nu mănânce așa și așa se încadra în legea nazireatului. Dacă îi spunea îngerul ceva și nu se încadrează în Biblie, ce spune Pavel în Galateni, capitolul 1? Dacă vine un înger cu alte evanghelie să-l primim, să meargă că e de la adresa celuilalt. Nu-i de la adresa lui Dumnezeu. Îngerul i-a spus potrivit Scripturilor, însă mai târziu ei n-au mai ținut cont de Scripturi. Nu știu exact. Să nu judecăm pe ce nu scrie. Despre acești părinți, recitim în 13:8, acest verset deosebit, Doamne, te rog să mai vină odată la noi omului Dumnezeu pe care l-ai trimis, și să ne înveți ce să facem pentru copilul care se va naște. Acesta e motoul lor deosebit. O familie unită, care așteaptă un copil de la Dumnezeu și care vor să știe ce să facă cu el până la naștere. Nu scrie aici. Oare au întrebat pe Domnul, s-au rugat ei suficient când a fost copilul mare? Doamne, acum spune-ne ce să facem cu Samson, că uite vrea să căsătorească o filisteancă. Posibil să se fi rugat. Posibil să nu fi făcut. Fiecare, la vârsta la care ne sunt copiii, ne rugăm lui Dumnezeu să fim învățați cum să ne raportăm la copii la perioada aceasta? Poate unii au deja copii cu copii. Biblia are sfat și pentru bunici. Cum să învețe pe copiii copiilor lor? Pentru orice perioadă a urmașilor noștri este nevoie să ne rugăm, să fim în consens ambii parteneri de viață, ce să facem pentru copilul nostru care se căsătorește. Aici s-a întrebat ce să facă copilul pentru copilul care se naște. E adevărat, de aici trebuie să plece totul. Dacă nu pleacă de aici și doar pe parcurs, îngreunează mersul și rămânem în urmă. Ei aici au funcționat în mod deosebit. Iar cât privește Samson, a fost omul care i-a dorit izbăvirea în mod deosebit. Tot ce făcea el, făcea numai pentru luptă, dar nu s-a încadrat în regulile lui Dumnezeu. A vrut să câștige bătălia în felul său și se manifestă uneori așa ceva în vremea noastră. Dacă găsim părinți care nu mai așteaptă un copil, fie el primul sau vreun altul, oricum din Biblie rezultă că pentru oamenii lui Dumnezeu, dacă un fir de păr nu cade, nu se poate să vină un copil la întâmplare, dar nu putem vorbi despre aceste lucruri numai în condiția în care suntem într totul acordați la voia lui Dumnezeu. Dacă avem mesaje de la Dumnezeu, dacă comunicăm cu Dumnezeu, dacă atunci când ne rugăm ne ascultă. Nu cred de asemenea că dacă a rămas soția cuiva însărcinată, el să nu se roage și dacă nu înțelege lucrul acesta. Cum nu răspunde Dumnezeu? Nu se poate să nu răspundă. Numai dacă nu ne rugăm după voia lui, atunci nu ne răspunde. Să ținem cont apoi ce să facem cu copilul potrivit cu vârsta care o are. Iar ca și copii,
Oricum, ne dorim să fie copiii noștri ceva, un părinte asta își dorește, în dreptul copiilor, ca și tineri, dacă vreți să vă folosească Dumnezeu. Țineți cont de ce au primit părinții pentru voi, țineți cont de chemarea care ați avut-o. Dacă mama v-a păzit și v-a ocrotit și n-a consumat ceva necurat, nu vă neglijați voi viața și vă necurățiți singuri. Vă lansați în aceste păcate referitor la filistenii aceștia care sunt pe lângă noi. Chiar tendințele acestea de nimicire a lor sau chiar tendințele de evangelizare, se poate mai cu seama acum, se recurge la fel și fel de metode care nu sunt biblice. Credeți că dau randament? Dau câteodată. Și dăm noi câte un exemplu. Știi că cu tare s-a pocăit așa? Dar nu e aceasta regula. Nu vă abateți de la Scriptură că în final ne va costa. Domnul să ne ajute să rămânem la cele scrise. Dacă ne va mai dărui Dumnezeu copii, celor tineri căsătoriți sau celorlalți, să ne dea Domnul și învățătura ce să facem pentru ei. Dacă ne va da Dumnezeu să ne dea și înțelegerea că îi primim de la El, să se găsească oamenii lui Dumnezeu care să vină să ne învețe. Mai anexez aici ceva. Vedeți că sunt și oamenii diavolului care vin și vă învață altceva. Dacă e vorba să ai un copil, te învață nu ce să faci pentru el, și ce să faci ca să scapi de el. Câte învățături străine nu sunt în venirea copiilor noștri pe lume și în creșterea lor? Sunt toți aceștia de care primim învățături oamenii lui Dumnezeu? Și celălalt aspect, plecarea bună nu este identică, nu egalează cu finalul bun. Plecăm bine cu copiii noștri, încredințați, sfătuiți, dar continuăm? Această familie are și acest aspect negativ. Noi n-am luat în temele noastre exemple negative. Din acestea le considerăm mai ziditoare pe cele pozitive. Dar pentru că n-au continuat, la momentul tragic au falimentat sau au gustat necazul și părinții sau poate trecusele din viață. Dar oricum l-a gustat Samson și el n-a mai putut să aibă o familie la rândul său. Era o întrebare tot legat de această temă, dacă Samson a fost mântuit. Biblia spune în Cartea Evreilor, în capitolul 11 cu 32, căci nu mi-ar ajunge vreme dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barah, de Samson, de Iefta, de David, de Samuel și de proroci. Deci este trecut pe lista cea bună în final. Așa după cum a fost prorocit în 13 cu 5, el va fi închinat Domnului și apoi versetul 7, până în ziua morții lui. El a murit întors la Domnul. De aceea Dumnezeu l-a și ascultat, părul i-a crescut din nou, Dumnezeu l-a ascultat în momentul morții, dar atât. Asta se întâmplă celor care sunt în situația lui. Vor fi mântuiți, dar ba fără ochi, ba loviți, ba fără familie, ba într-un fel sau într-altul pedepsiți de Dumnezeu aici. Întrebarea mea este, vis-a-vis de această întrebare, este mântuit Samson, cred, din cele citite aici? Vreți să fim mântuiți așa? Sau nu era mai bine să fie Samson la locul lui în Israel, să fie judecător ca Samuel tot timpul vieții lui, să slujească Domnului din plin, dacă vrea să bată cu filisterii, să bată cum s-a bătut Gedeon cu alții, să adune oameni? Nu era mai bine așa? Uitându-ne în urmă, e mai frumos, nu? Dar nu era aventură, nu? E, da, aventura costă. Aventurile astea ne lovesc, astea ne dor. Ce viață zbuciumată a avut Samson? Traumatisme în ziua nunții. Apoi, când în stâncă se temea de ai lui, apoi în temniță, este voia lui Dumnezeu asemenea metode? Știți, și Moise a vrut el să-i zbăvească pe egipteni, dar la un moment dat a vrut în felul lui. A luat-o la fugă. Că n-a fost așa tare ca Samson, până când i-a spus Dumnezeu, Moise, uite, așa faci, așa și așa. Samson se ruga și chema izbăvirea Domnului numai când ajungea în criză. În rest, după metodele lui proprii. Deci, nu punem problema mântuirii unora, vor fi mântuiți în final. Dar să fim mântuiți așa, ca prin foc, prin spasme din acestea, prin chinuri, sau să fim mântuiți în pace și în liniște? Așa ne vrea Dumnezeu. Chiar dacă vor fi războaie deosebite. De exemplu, David a avut războaie, a fost urmăit de Saul. Războaie cu filistenii, încoace, încolo. Dar nu se compara astea cu fuga aia lui de Absalom. Aia să nu o punem lângă război. Aia a fost opera lui, nu a fost a lui tata. E aventura lui, legată de problemele cu Batseba. Una a făcut David și și-a luat-o. Samson a făcut mai multe și și-a luat și el pe ale lui.
Când nu ne încadrăm și nu rămânem la voia Domnului, Dumnezeu ne pedepsește. Este categoric. Dacă ne întoarcem, ne mântuiește în final. Dar ne mântuiește pedepsiți. Domnul să ne cerceteze pe toți, să ne binecuvânteze și să ne sprijinească. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.